Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul nostru de azi, tratatul de la Lutsk. Ce urmărea Dimitrie Cantemir prin alierea Moldovei cu Rusia? Prestrălucitul domn și principe al țării Moldovei, Dimitrie Cantemir, ca un creștin drept credincios și luptător pentru Iisus Hristos, a chipzuit că este spre binele numelui lui Hristos, Mântuitorul nostru, să trudească alături de noi și pentru eliberarea slăvitului popor moldovenesc aflător sub cârmuirea lui, care pătimește împreună cu alte popoare creștine sub jugul barbarilor, necruțând de asemenea viața și starea sa, ne-a dat de știre, dorind așadar să fie sub protecția măriei noastre țarul, cu țara și poporul Moldovei. De aceea noi îl primim pe principe sub apărarea noastră prea milostivă și ne învoim cu articolele propuse de dânsul. Tratatul de la Lutsk, 2 aprilie 1711. Tratatul de la Lutsk a fost un acord secret între domnitorul Moldovei, Dimitrie Cantemir, și țarul rus, Petru cel Mare, în urma căruia principatul Moldovei își menținea autonomia, dar trecea sub protecția Rusiei. A fost semnat la 2-13 aprilie 1711 la Lutsk, în Polonia, azi în Ucraina. Domnul Moldovei, Dimitrie Cantemir, încheie tratatul de alianță cu Rusia, în care se prevedea eliberarea țării de sub jugul turcesc, alipirea la Moldova a ținuturilor smulse ei de Imperiul Otoman, Basarabia istorică, transformată în Raia turcească, cunoscută și sub numele tătar de Bugeac, regimul absolutist în Moldova, tronul rămânând ereditar în familia Cantemir. Hotarele Moldovei, respectându-se toate drepturile străvechi, sunt acelea constituite de Nistru, Camenița, Bender și teritoriul Bugeacului, Dunărea, Valahia, Transilvania și Polonia. După împărțirea care a fost făcută, țara Moldovei își va redobândi frontiera de pe Nistru, ca și Bugeacul, cu toate cetățile lui, care va fi de asemenea al Moldovei pentru totdeauna. Domnul Moldovei, Dimitrie Cantemir, îl primește cu onorul la Iași pe Petru cel Mare, ajutându-l cu armată de 10.000 de ostași. Totuși, victoria turcilor la Stănilești, 1711, împotriva oastei rusești, l-a silit pe Dimitrie Cantemir să se refugieze în Rusia, unde a ajuns unul din sfetnicii țarului Petru cel Mare. Om de o cultură rară, filozof, istoric, geograf, muzicolog, Dimitrie Cantemir a fost prin opera sa unul din mari învățați europeni ai vremii. Motivul semnării acordului a fost dorința lui Cantemir de a scăpa de sub jugul Imperiului Otoman, prin lupta comună împotriva porții. Conform unei scrisori a țarului adresată generalului Sementiev, întreg textul tratatului a fost redactat de Dimitrie Cantemir, iar Petru cel Mare nu a făcut altceva decât să confirme acest text, ce a fost trimis de domnul Moldovei. Conform condițiilor stipulate în tratatul de la Lutsk, țărilor române urmau să li se retrocedeze teritoriile care au fost transformate în raiale turcești de către poarta otomană. Cele 17 articole enumerate în document repetau în mare măsură acordul semnat de mitropolitul Gedeon în 1686, în urma căruia Mitropolia Ucrainei trecea sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe Ruse. Principatul Moldovei trebuia să recunoască puterea supremă a Moscovei, păstrându statutul de independență și tradițiile neamului. Privilegiile boierimii nu s-au schimbat, Moldovei urma să-i se retrocedeze teritoriile acaparate de turci și transformate în raiale. Acordul a fost salutat de majoritatea populației Moldovei, deși unii boieri optau pentru rămânerea sub influența otomană. Prin tratat, Rusia se angajează să sprijine Moldova împotriva Imperiului Otoman, iar Moldova se va alătura cu astea sa Rusiei în lupta împotriva otomanilor. Garnizoanelor rusești li se permite acantonamentul pe teritoriul Moldovei și Munteniei numai pe timp de război. Sankt Petersburgul se obliga de asemenea să nu se amestece în treburile interne, nu numai pe plan politic sau legislativ, dar și cultural-lingvistic. Moșierilor ruși li se interzicea să achiziționeze pământuri și să-și strămute aici săranii iobași din regiunile interne ale Rusiei. Țările românești rămâneau pe deplin suverane și în politica lor externă. Tratatul a expirat în 1711, când Petru I a pierdut conflagrația cu turcii din campania de la Prut. Campania din 1711 a fost una eșuată, căci armata țaristă a suferit o grea înfrângere la Stănilești. Petru I a fost nevoit să capituleze în fața turcilor, cedând unica ieșire spre Marea Neagră, cetatea Azovului și întăriturile Taganrogului. Moldova redevine vasal al Imperiului Otoman, iar Cantemir se refugiază la Moscova.
Conform majorității analizelor istorice, tratatul de la Lutsk este un model de prudență și abilitate diplomatică prin care Dimitrie Cantemir urmărea obținerea independenței și integrității teritoriale a Moldovei, bazându-se pe cea mai mare putere creștină din răsăritul Europei. Interesele Rusiei vizau obținerea controlului și liberului acces către strâmtorile Bosfor și Dardanele, care erau cele mai importante noduri comerciale din epocă, iar comerțul pe mare, dinspre Mediterana, spre Marea Neagră și viceversa, nu se putea realiza decât străbătând aceste strâmtori. Articole ale tratatului. În preambulul tratatului și în articolul 1, Dimitrie Cantemir se închină țarului, primind în schimb protecție din partea lui Petru pentru el și pentru tot poporul Moldovei. În articolul 1 se prevede că domnul Moldovei, cu toți boierii mari și cu nobilii ei și cu locuitorii de orice stare ai slăvitului neam moldovenesc, să stea de acum înainte sub ocrotirea țarului, urmând să-i depună jurământ de ascultare mai întâi în taină până la intrarea oștilor ruse în principat, iar până atunci voievodul să-i poarte credință tăinuit prin corespondență și prin alte chipuri. După scuturarea stăpânirii otomane, Moldova va înceta să plătească tribut și alte dări porții, se restabilau hotarele vechi ale țării Moldovei de până la instaurarea dominației otomane. În continuare se arăta că Moldova urma să treacă sub protectoratul Rusiei, care garanta integritatea teritorială a principatului și se obliga să nu se amestece în treburile lui interne. Tot în prima parte a tratatului se menționează cauzele care au dus la izbucnirea conflictului ruso-turc și se arată că domnitorul moldovean s-a aliat cu Rusia pentru a elibera țara de sub dominația porții. Tratatul are 17 articole care stabilesc relațiile dintre Rusia și Moldova. Conform articolului 2, domnul Moldovei trebuie să se alăture cu armata oastei ruse. Articolele 3-5 prevedeau că moștenitorii tronului rusesc nu au dreptul să pună domn în Moldova nici pe pământul muntenesc. În Moldova, domnia trebuia să fie ereditară în familia Cantemir. Articolul 6 prevedea că după vechiul obicei moldovenesc, toată puterea să fie la domn. Țarul nu se putea amesteca în treburile interne ale Moldovei. Articolul 11 prevedea că hotarele principatului, după drepturile sale antice, sunt acelea ce se descriu cu râul Nipru, Camenețu, Bender, cu tot Bugeacul, Dunărea, Muntenia, Marele Ducat al Transilvaniei și cu Polonia. Conform articolelor 12-15, protecția rusă asupra Moldovei urma să fie menținută și după încheierea păcii, în sensul că Petru nu va lăsa Moldova sub dominația porții. Articolele 16 și 17 conțin jurămintele lui Petru cel Mare și Dimitrie Cantemir. În fapt, au existat două tratate. Unul a fost scris de către contele Gavril Golovkin la 2-13 aprilie 1711, iar al doilea a fost expus de către Ion Neculce în Letopisețul Țării Moldovei. După conținut, aceste două documente se deosebesc unul de altul. Pe de altă parte, istoricul Rusev scria că, de fapt, tratatul a fost încheiat de o grupă de boieri care pledau pentru stabilirea alianței cu Rusia și izgonirea turcilor înrobitori din Moldova. Documentele de arhivă și lucrările istoricilor contemporani ne arată că s-au dus tratative, s-au elaborat două variante, inclusiv proiectul de tratat propus de contele Golovkin. Dar acest proiect a rămas ca o hârtie, ca o ficțiune, ca un document începător, nefiind adus până la logica sa de a fi numit tratat. La sfârșitul proiectului lui Golovkin s-a păstrat scris Petru, dar lipsesc semnăturile lui Petru I și ale lui Dimitrie Cantemir. Așa se face că acest proiect n-a ajuns să devină un act juridic în conformitate cu dreptul internațional. După structura sa, proiectul lui Golovkin i-a alcătuit din 17 paragrafe, cele mai multe dintre acestea nefiind în folosul Moldovei. Acest document prevedea, în fapt, trecerea țării Moldovei de sub jugul turcesc în supușenie rusească. Tratatul dintre Moldova și Rusia din 1711, din mila lui Dumnezeu, noi Petru I țar și autocrat a toată Rusia și celelalte și celelalte și celelalte. Facem cunoscut prin aceasta tuturor celor cărora li se cuvine a ști despre acestea, că deoarece sultanul turcesc, uitându-și făgăduielile și tratatele de pace pe 30 de ani, întărite cu jurământ, care au fost înnoite de dânsul cu noi anul trecut 1710, cu cartea și jurământul lui, le-a călcat și fără nicio pricină, din partea noastră, potrivnică păstrării păcii, a poruncit ca ambasadorul nostru, maltratat și jefuit în chip barbar, să fie prins și aruncat în crudă închisoare.
iar prin năvălirea hanului Crimeei cu hoardele tătarilor din Crimea și ale nogailor și a celor din Bugeac în țara noastră a început chiar de fapt războiul împotriva noastră. Pentru aceasta noi, marele stăpânitor, măria noastră țarul, chemând în ajutor pe cel de sus, în credința de dreptate a armelor noastre împotriva lui, i-am declarat de asemenea război și am poruncit oștirilor noastre să intre în țara turcească sub comanda noastră proprie. Avem convingerea că cel prea înalt ne va da biruință împotriva celui perfid călcător de jurăminte și dușman veșnic, nu numai al nostru, ci al întregii creștinătăți, și nu numai ne va mântui cu gândurile lui rele îndreptate spre pieirea noastră, dar va binevoi ca prin armele noastre creștinești să elibereze și alte multe popoare creștine de sub jugul său barbar. De aceea noi, ca monar creștin, drept credincios, suntem gata să luptăm pentru aceasta, necruțând nici ființa noastră pentru slava lui Dumnezeu. Și pentru că a văzut apropierea oștilor noastre, preastrălucitul domn și principe al țării Moldovei, Dimitrie Cantemir, ca un creștin drept credincios și luptător pentru Iisus Hristos, a chipzuit este spre binele numelui lui Hristos, Mântuitorul nostru, să trudească alături de noi și pentru eliberarea slăvitului popor moldovenesc aflat sub cârmuirea lui, care pătimește împreună cu alte popoare creștine sub jugul barbarilor, necruțând de asemenea viața și starea sa, ne-a dat de știre prin scrisorile sale despre gândul său, dorind așadar să fie sub protecția măriei noastre țarul cu țara și poporul Moldovei. De aceea noi, văzând această râmnă creștinească așa, îl primim pe principe sub apărarea noastră prea milostivă și ne învoim cu articolele propuse de dânsul mai jos, și anume: amintitul preaslălucitul principe al Moldovei, cu toți boierii mari și mici și oamenii de cină ai slăbitului popor moldovenesc și cu toate orașele și locurile acelei țări, va fi de acum înainte sub apărarea măriei noastre țarului, așa cum se cuvine supușilor credincioși și pe vecie. Și va fi dator, după primirea acestei diplome a noastre, să ne depuie nouă marelui stăpânitor jurământ mai întâi în taină. Și pentru încredințare, după ce va scrie acel jurământ și îl va fi scălit cu mâna sa și îl va fi pecetluit cu sigilul domnesc împreună cu articolele întocmai cu acestea semnate de mâna sa, să le trimită măriei noastre țarului cu un om credincios și de nădejde, cât mai curând, cel mai târziu până la ultimele zile ale lunii mai. Acestea vor fi ținute de noi în cea mai mare taină până la intrarea oștilor noastre în țara Moldovei, iar până atunci va trebui să ne arate nouă marelui stăpânitor măriei noastre țarului, în toate împrejurările prielnice, slujbă credincioasă prin corespondență și prin altele pe cât se va putea în taină. Când grosul oștirii noastre va intra în țara Moldovei, atunci strălucitul principe se va declara pe față ca domn supus și se va uni cu toată oștirea sa, cu toată oștirea noastră, pentru care oștire noi făgăduim să-i dăm în acea vreme și ajutor în bani din visteria noastră. Și el va acționa împreună cu oștile noastre, după porunca noastră, împotriva dușmanului, crucii Domnului și a aliaților și celor de gând cu dânsul, după ajutorul pe care îl va da Atotputernicul, și ne va ajuta cu toate sfaturile, după priceperea sa, acțiunile de acolo. Și va fi sub protecția noastră și supus al măriei noastre țarului și urmașilor noștri, el și urmașii lui în veci. În schimb, făgăduim noi, marele stăpânitor, măria noastră țarul, pentru noi și urmașii noștri, la tronul Rusiei, că noi nu vom avea dreptul să punem domn în Moldova, nici în țara muntenească, nici în altă familie străină, pentru această dovadă de credință față de noi a preastrălucitului domn Dimitrie Cantemir. Îl vom păstra pe el și pe urmașii lui din izvodul pe linie bărbătească în acea cârmuire și domnia țării Moldovei fără schimbare, cu titlul de domn, exceptând cazul când cineva dintre dânsii s-ar lepăda de Sfânta Biserica Răsăritului sau s-ar depărta de credința față de măria noastră țarul. Totuși, dacă ferească Dumnezeu, un astfel de domn nevrednic ar fi înlăturat din porunca măriei noastre țarul, ori ca pedeapsă după legiuirea bisericească, ori cea mirenească, atunci va urma în domnie fiul aceluia numai dacă acela va fi socotit de bună credință. Dacă va fi îndoială asupra credinței lui, atunci va urma la demnitatea domniei aceleia alt domn de încredere credincios și fără cusuri din aceeași familie a cantemiriștilor și nu va trece niciun tip demnitatea domnească la alții până la stingerea familiei lor, ci chiar dacă va fi un prunc în sânul mamei, se va aștepta sub cărmuirea unor epitropi aleși din rândurile poporului moldovenesc, cu învoirea măriei noastre a țarului până se va naște moștenitorul. Chiar dacă domnia Moldovei ar fi fost și-a făgăduită cuiva
De înaintașii noștri, această făgăduială se anulează prin cea de față. După obiceiul vechi moldovenesc, toată puterea cârmuirii va fi în mâna Domnului Moldovei. Domnul să aibă putere asupra tuturor și asupra fiecăruia dintre boierii moldoveni, după obiceiul dinainte, fără a reînnoi legiuirile lor. Domnul, după vechiul obicei, să aibă dreptul să stăpânească întotdeauna toate orașele moldovenești, ca avere proprie și să nu aibă nicio scădere și piedică în încasarea tuturor veniturilor acelui principat. Boierii și toți supușii domniei Moldovei să fie datori să supune poruncii Domnului, fără nicio împotrivire și scuze, așa precum mai înainte a fost întotdeauna obiceiul, afară de excepțiile menționate la punctul al treilea, în care caz nu vor fi datori să-i dea ascultare. Toată legea și judecata să fie a Domnului și fără hrisobul Domnului nimic nu va fi întărit sau desfăcut de către măria noastră țarul. Pământurile principatului Moldovei, după vechea hotărnicie moldovenească, asupra cărora Domnul va avea drept de stăpânire, sunt cele cuprinse între râul Nistru, Camenița, Bender, cu tot ținutul Bugeacului, Dunărea, granițele țării muntenești ale Transilvaniei și marginile Poloniei, după delimitările făcute cu acele țări. Cetățile principatului Moldovei și orașele și oricare alte locuri întărite să fie păzite și prevăzute cu garnizoane domnești sau cu învoirea Domnului după nevoie de ale măriei noastre țarul. În caz de cândva s-ar face pace între împărăția noastră și sultanul turcesc, principatul Moldovei să nu fie lipsit niciodată de apărarea și protecția măriei noastre țarului și cu precădere să ne stăruim ca în articolele principale cnezatul moldovenesc să ție de măria noastră țarul. Dacă dușmanul, ferească totputernicul Dumnezeu, s-ar întări și stăpânirea Moldovei ar rămâne în puterea păgânilor, atunci el, prea strălucitul principe al Moldovei, într-o asemenea împrejurare, are învoirea noastră ca să-și aibă adăpost în țara noastră și va dobândi acolo din visteria măriei noastre a țarului anual atâtea venituri cât să-i ajungă Domnului și, de asemenea, urmașii lui nu vor fi lipsiți pe veci de miluirea măriei noastre a țarului. Proprietățile și palatele pe care el le are la Țarigrad și le lasă acolo pentru măria noastră țarul îi vor fi desfăgubite de măria noastră țarul cu altele la Moscova, deopotrivă și asemănătoare cu acelea. Făgăduim că noi, cât și urmașii măriei noastre țarului, vom fi datori să păzim cu sfințenie aceste articole, să le întărim în chip neclintit și să le păstrăm pe vecie. Această diplomă și articolele vor avea urmare și putere atunci când, după ce îi vor fi înfățișate preastrălucitului domn Dimitrie Cantemir, după cum s-a spus mai sus, ne va depune jurământ de credință în fața preasfintei treim că se va supune întotdeauna poruncilor noastre și ne va sluji cu slujbă credincioasă și cinstită. Și după ce va iscăli cu mână proprie acel jurământ și aceste puncte, le va trimite măriei noastre țarului și se va strădui a le aduce la îndeplinire nestrămutat, iar după intrarea oștirilor noastre, va aduce pe toți boierii mari și mici oștirea și tot poporul moldovenesc ca să ne jure credință și se va uni cu oștirile noastre. Pentru aceasta, în schimb, noi, marele stăpânitor, măria noastră țarul, făgăduim să-l apărăm pe el și tot poporul moldovenesc de toți dușmanii și să nu-l părăsim niciodată. Pentru întărirea acestora s-a dat această diplomă împărătească a noastră, semnată cu mână proprie și pecetluită cu pecetea noastră de stat la Luț, Caprilie, ziua 13, anul 1711. Campania comună din 1711 a eșuat, armata țaristă suferind o grea înfrângere la Stănilești. Petru I a fost nevoit să capituleze în fața turcilor, cedând unica ieșire spre Marea Neagră, cetatea Azovului și întăriturile Taganrogului. Conform majorității analizelor istorice, tratatul de la Lutsk este un model de prudență și abilitate diplomatică prin care Dimitrie Cantemir urmărea obținerea independenței și integrității teritoriale a Moldovei, bazându-se pe cea mai mare putere creștină din răsăritul Europei. Atât pentru azi, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!